scumpii mei, câți ați mai rămas? Restul dracu știe unde sunt, nici nu contează. Vreau să vă spun în felul următor. Băi, dar unde sunt, bă, toți concurenții, băi, frate, bă? N-ai tu glume cu mine, tărcata dracului! Hai, România! Marian! Hoții! N-ai tu glume cu mine, muma pădurii zici că ești! Marian! Marian! Ieși afară! Acum, în România modernă, există o nouă specie de haiduc. Numai că un haiduc pe invers. Un haiduc care ia de la săraci și dă la bogați. O să vreau să vorbesc cu fiecare dintre voi în parte pentru o eventuală adeziune la acel partid, pentru că o să fie revoluție mare. Tu faci parte din corpul de balet? De unde ești? De la Constantin Tănase? De unde te-au adus ăștia? Nu pot să spui? Dar ce ești, dragă, Matahari? Cine dracu ești? Cine te-a adus aici? Ești agent secret? Ești spion? Te-a trimis Băsescu la furat! Nu v-ar fi rușine obrazului veniți dezbrăcate, despuiate la televizor? Ești concurentă, da? Concurez eu acum cu tine, dar n-a concurat nimeni. Dragi telespectatori, acest interviu o să fie o simulare în cazul unei întâlniri de gradul 3. Pentru că acum lângă mine pare că am pe cineva din civilizația clingorierilor. Ce dracu îți iese din gură? Ce să ia colți? Ce dracu-s belciugele alea? Te rog frumos să nu mai faci jocul ăla pervers. Cum te numești în primul rând? O să zic Marian. Ce dracu reprezintă ținuta asta? Uniforma mea. Spune-mi ce reprezintă totuși ținuta asta pe care o porți, de zici tu că e uniformă. Se numesc haine și le porți ca să... Asta știu, tâmpitule, da. Nu spune mie că se numesc haine. Te rog frumos să nu fii arogant, că mă activezi și s-ar putea să ai de regretat. Explică, te rog eu, ținuta asta și ce simbolizează ea. Să te iau de la început. Așa, în ritmul tău, că pare că ai ceva de ritmul veșniciei. Dacă se poate totuși... Haide dracului mai repede! E ținută casual, a mea. Deci asta simbolizează, nu simbolizează nimic. Nu simbolizează nimic. La întâmplare. Ce ai să faci astăzi, scumpule? Stand-up. Așa, te rog, dezvoltă, că astea nu sunt niște întrebări. Ca să îmi verifici mie calitățile de intervievator. Să fac stand-up pentru că, de ce nu, am dezvoltat, e mai mult. O să îl iau pe amicul meu, pe Marcus Aurelius, și te încin cu el. Dacă se poate să-mi spui ce dracu tratezi tu în stand-up? Păi am subiecte diverse, că nu fac stand-up pe un anumit subiect. Abordez mai multe subiecte. Ce subiecte abordezi? Subiecte diverse, spre exemplu, din înălțimea mea. Zim și mie două. Două. Te ard. Vezi cupa aia de acolo? Uită-te la cupa aia. Nu, parcă nu m-aș întoarce. Uită-te la cupa aia. Cupa aia pe care o vezi tu acolo. Vezi, la asta nu te-ai așteptat. Sunt pervers și bătrân. Zim-mi două glume de-astea de ale tale. Sunt atât de mic încât dacă merg la masaj, pe mine nu mă dă cu ulei de corp, mă dă cu muștar, încă-s mic. Dumnezeule! O să mă duc acasă. Oameni buni, s-a plecat de la umorul lui Ion Pribeagu și s-a ajuns la umorul valahului, nici nu știu cum să te numesc, dracului. Ce specie ești tu? Ești din specia Marian? Viking Marian. Dar dac Marian, de ce nu ești? Ce avea, foarte domnule? Îți e rușine de rădăcinile tale? Absolut. Îți e rușine de burebista? Absolut deloc. Și atunci de ce te îmbraci de parcă te-ai duce în Valhalla? Că aș vrea să mă duc în Valhalla. Da, pe Zamolxe l-ai uitat. Răul dracului să fii... Marș dracului afară de la mine din studio. Și lasă aia. Lasă aia din mână.
Analizând pereții sediului partidului, îmi dau seama că lipsește ceva, scumpă mea. Lipsesc cele două portrete pe care mi le-a realizat cu mare îndemânare marele pictor al acestui popor, care se întâmplă să fie și amicul meu, Vicu Mândra. Ai idee cumva unde sunt cele două tablouri? Marian, tablourile mele unde sunt? În portbagaj, păi te bag eu pe tine în portbagaj, dobitocul dracului. Și de unde ai venit? Adă-le încoace, imbecilule! Nu stă, Vadim Tudor, după tine să mănânci cu foamea în gât. Bă, tu chiar te-ai născut, imbecil? Și adă tablourile! Adă tablourile, imbecilule! Tu n-auzi? Nu mi-a dracului! Te iau ușor, că ai suferit o traumă. Tu acum vii după o înfrângere. Ai pierdut o bătălie. Ai luat patru nu-uri de alea. Nu, știți cum este de obicei? Spune-mi tu cum este. Minus cu minus dau plus. Și atunci sunt patru de dislike-uri, de minusuri, deci sunt două plusuri. Putem scrie și așa. Câți ani ai, scumpă? 10 luni. Tu ai 10 luni? Eu? 31? Da, 31. Ești puțin haosată, este da, și da. Normal să fii cu discheta scoasă după așa o mare traumă, să iei 4 de nu la marea emisiune ai umor. Nu știu câți își mai revin din treaba asta. Am o propunere pentru tine, probabil că tu, săracă de tine, nu ai ocupație. Eu vreau să faci adeziune la partidul ăsta în care ne aflăm acum. Deci nu plec chiar așa cu o experiență nasoală. Am fost și într-un sediu de partid. Pleci cu 4 șuturi în fund, dar cu o adeziune la un partid. Și cu onoarea de a-l fi cunoscut pe domnul Vadim. Asta cu siguranță. Asta este de la sine înțeles, scumpa mea. Vrea Mariana să știe dacă ești naționalistă. Da, sunt. Nu prea. Păi, ce să zic, sunt 4 șuturi în fund de la jurați și încă unul de la mine. Ce crezi? Pentru acest, da, sunt, nu prea. Păi, atunci adeziunea vine, dar nu prea. Atunci vă rog frumos să rupeți cererea de adeziune la partid ca să nu-mi furați datele. Cererea nu există, bolnavo! Eu am semnat-o cu mâna mea și am dat datele, dacă îmi furați datele. Cipu! Nu minți, fă tâmpito! Minți cu nerușinare! Minți! Minți! Da, Marian. Le-ai adus. Fii atent. Le lași la portar. Că dacă te văd în fața ochilor mei, te iau de o mână și de un picior și te arunc pe lună. Dă faci paștele cu extraterestri, nu cu oamenii. Că tu nu ești om! Lasă-le la portar! Asta este opera marelui... pictor, Vicu Mândra, un tip care m-a îndrăgit în prima și mi-a spus, tribunule, ție vreau să-ți fac un portret. Și a ajuns să-mi facă, domnule, două. Asta vine în sediu, o luăm cu noi, el, ține-l. Ai drac cu grijă cu el! Și pe asta, uite, o să o las chiar, chiar aici, să vadă toată lumea la intrare. Cu cine ori să aibă de-a face. Scumpule, acesta este un Vicu Mândra, realizat în 1995. Înainte de orice, dați-mi voie să mă prezint. Istvan Elekeș este numele meu. Marș. Vicu Mândra. Așa. Te declară cavaler de Tudor. Domnul Vadim, știți bancul cu Tudor? Tu dormeai când am plecat pentru țară să mă bat. Vezi că am dublu comportament. Haide la partid. Bă, băiatule, uite, scrie aici în informațiile pe care mi le-au trimis oamenii mei că tu ți-ai schimbat ceea ce se numește înfățișarea. Tu nu mai arăți cum arătai înainte. Dar cum ai arătat, domnule, înainte? Și totuși, dacă se poate pe limba oamenilor, ar fi perfect. Păi ce, m-am îngrășat un pic în ultima perioadă și cam atât. La soare mă pot uita, dar la faianța ta
Ba, ai fost boxer? Ți-au scos dinții, te-ai bătut cu Mike Tyson? Nu. Ce dracu ai făcut? Am pus am o schimbare în viața mea. Am înțeles, deci nu ți-a făcut nimeni treaba asta, ți-ai făcut totul cu mâna ta. Da, da, da. Aoleu, Dumnezeule mare, deci dacă tu ești capabil să-ți faci asta ție, nu vreau să știu ce-ai putea să le faci altora. Asta te face foarte periculos și de asta cred că te-aș vrea la mine în partid. Dar de unde urani? De unde numele? Cum întreb tu de unde urariu, așa te-aș putea întreba eu de unde faianța aia din gură. M-ați lăsat fără cuvinte. Du-te, ieși, te așteaptă Mariana cu ateziunea să o completezi, să pui mâna să o completezi. Cine știe, poate că o să ne vedem în semifinală, dacă te ajută Dumnezeu, în finală. Dacă ne lovește ceva în cap, s-ar putea să și câștigi. Spun eu, posibil să investesc în partidul meu. Exact. Îmi place de tine, că gândești în viitor. Foarte multă lume și mai ales ăștia din generațiile tinere, aceste generații degenerate, dacă îmi permiteți acest mic carambol, tind să cred că au uitat, domnule, de ceea ce înseamnă dragobetele. Eu acum recurg la această sărbătoare împrumutată, Valentine's Day, că ți se și limbă prima în gură când încerci să zici. Tu petreci dragobetele? Sper, da. De cât timp ești combinată? Ce-ți dorești de la acest nou iubit al tău? Ce-mi doresc? Da. Ce vrei să-ți ia dracului? Nu știu, ceva scump. După o lună de zile vrei ceva scump? Da. Ce a făcut băiatul ăsta ca să te cucerească? Cât, cât s-a chinuit la acest palat? Cât a bătut săracul de el? Nu râde, fă, pitica dracului! Nu-mi râzi mie în interviu! Dumneavoastră, sărbați ziua îndrăgostiților? Nu. Băi, băiatule, care este tristețea ta, băi, băiatule? Că eu te simt trist. Ai o piatră. Piatra mea cea mare este că nu mai ia Steaua campionatul, domnul președinte. Și nici nu o să o ia! De-aia nu mai pot eu! Eu zic de dragoste și tu zici de Steaua! Nu, domnul președinte! Dă-i dracului de hoți și de bagabonți! Hoții! Hoții! Să-mi spui tu, te rog eu frumos, dacă ești o ființă spirituală. Nu, nu sunt o ființă spirituală. Ar trebui să-ți mai cumperi dracului și tu o oglindă. Tu așa o să intri pe scenă, bă, fetițo? Ce dracu îs lucitoarele alea? Stați să vă explic, eu sunt o stea și trebuie să clipez tot timpul, să strălucesc. De aceea toată paiete, toată... să fiu sigură că mă văd de la depărtare, trebuie să Te văd din avion, asta este foarte adevărat, dacă vrei să fii văzută, da. Într-adevăr ți-ai atins scopul. Explică-mi ieftinătura asta. Nici asta nu vă place? Nu, aș putea să zic că nu. Iartă-mă că mă exprim atât de frust. Tatuajul ăla de pârnaie, de la târșor, de pușcărie, de femei, unde dracul ai făcut? Arată la cameră să te vadă lumea că ești pușcăriașă. Și mai am una. La școala de corecție, unde dracul l-ai făcut? După ce am ieșit din școala de corecție, și am zis că ai făcut două aripi. Da. Ai zburat. Practic ai zburat în viață. Am auzit că ai un fetiș. Am înțeles că ai o boală mentală. Că ție îți plac foarte mult flamingo. E adevărat sau era o greșeală, îți plăcea flamenco? Nu, este foarte adevărat. Mie chiar îmi place flamingo. Dar de unde iubirea asta scumpa mea pentru flamingo roz? Tu fii româncă. Aici nu cresc flamingo! Păi eu sunt finuță, sunt slăbuță, sunt înaltă. Trebuia să-mi aleg un animăluț care seamănă cu mine, nu? Scumpa mea, cu tatuajul ăla de pușcărie, numai finuță nu ești. M-am domerit. Finuță la kilograme, mă refer. Finuță la kilograme, câte chile ai, dragă? Nu pot să vă spun, că mi-e rușine. Asta iarăși, este încă o chestie care nu se întreabă femeile. Da. Câte chile ai și... Kilogramele și vârsta. Și kilometri. Singurul avantaj pe care l-ai. Este că ai crucea aia făcută pe degete. Atât. Și v-ați speriat. Ăsta este? Nu. Ba din contră. Aia îmi place, am spus. Concentrează-te, dracu, la ce zic. Că vorbește un europarlamentar cu tine. Și aici închidem. Dar și crucea asta și... Din momentul în care eu am spus că interviul se termină, că...
tare, tușu! Dă-mi crucea aia pe care o ai pe deget! Ieși afară! Scoate-o bă afară! Scoate-o pe asta afară! Ce te-ai agățat bă de gardul ăla? Ai venit beat la muncă? Să trăiești, domnule! A, nu ridici tu mâna la Vadim Tudor! Să trăiești, domnule! Ai făcut armata sau ce a fost asta? Ce salut a fost? Pe ce planetă, bolnavule, să salut o persoană așa? Ai fraierit-o pe vruna să fie iubita ta? Absolut. Deci ești însurat sau ce ești? Nu, doar am fraierit. Deci ești într-o relație acum. Da, aș putea fi într-o relație. Ia mâna de pe mine, nu mă mai atinge că mi se pare că vorbesc cu ăla, cu Gollum din frăția inelelor. Îl ai pe dracu în tine, băi băiatule. Eu sunt dracu, domnule. Și e abia de dimineață, de-abia a început ziua. Te rog frumos, du-te la un doctor. Du-te la un doctor să te vadă dracu, un medic. Stai că nu-i profilul meu ăla. Vino pe profilul tău că vreau să te pun în valoare. Tu crezi în asta, în dragobete? În Dumnezeu, da. Îmi place de tine, Nicule, că tu ești credincios și simt sufletul bun. Ce faci tu de obicei de sărbătorile astea? Îmi caut să fiu la muncă. A, deci ești chitros. Practic, da. Da, de primit. Da? Primești? Aici, da. Ce primești? Din sfaturi. Lucrurile care se pot spune... Din partea ei? Da, din partea ei. Sfaturi, multe sfaturi. Și cam atât. A, te ceartă, nu? Practic, da, și ea. A, păi atunci ea nu merită. Nu merită cadouri din partea ta, Nicule, pentru că tu ești un băiat de aur. Ce te uiți, bă, printre uși? Am vrut să vă întreb dacă două perechi de palme înseamnă patru palme. Înseamnă cât te consider eu, cât te am eu chef. Ia vino încoace. Vino încoace, dragule, că te-am mâncat la râșniță. Vino încoace. Spune-mi, cum te numești tu, scumpule? Dragoste. Spune-mi, ce o să abordezi tu astăzi? Ce teme o să abordezi tu astăzi? Poporul român. O să fie stand-up. O să faci mișto de nația asta, nu care oricum a fost greu încercată de vicisitudinile istoriei. Mai vine și spânul de Harapalb să facă mișto de ea și să îi înfigă încă un cuțit în inimă. Rușine! Becul dracului! Scumpule, m-am deplasat până aici. Este o mare onoare că am făcut asta. Te invit după mine să mergem într-un lăcaș, să discutăm acolo, că aici ne ascultă Lungana Iacobovski. Haide, dacă se poate, te rog. Practic asta se întâmplă, e doar un drum. Ce te uiți, fă? Fiți iar bretonul al dracului. Dă marmota dracului! Iartă-mă, a fost o paranteză nefericită. Hai să mergem. Acesta, practic, este un drum inițiatic pentru tine. Urmează-mă. Eu îți voi fi mâna prietenească, cea care o să te călăuzească. Deci tu știi limba macaronarilor. Dar ce ai făcut, bă, băiatule, acolo? M-am născut. Deci te-ai născut în Italia. În ce oraș te-ai născut tu de acolo, din Italia? În Napoli. A, la mafioți? Da. Te rog, hai, aici este sediul partidului. Am ajuns aici în sediul partidului nostru. Așa, foarte fain. Îți place, da? E da. Ca în Italia. Ai auzit vreodată de partide politice? Da. Deci știi ce e ăla. Acest partid este la început. Aș avea nevoie de membri și de un membru ca tine. Tu ce ești la bază? În viața ta de om. Român. Răspuns corect, ping. Dar nu. Eu te întrebam ce meserie abordezi tu. Ce-ți câștigi tu pâinea, domnule? Eu câștig pâinea de la circ, domnule. Faci circ? Câteodată mai fac și eu circ. Foarte puțină lume știe că este o meserie foarte grea. Explică-mi, te rog eu, mult de tot. Dar ce să spune, domnule, despre orașul ăsta în care ai crescut tu, Napoli, că este un oraș periculos? Ce se întâmplă acolo, domnule? Na, mai sunt din astea mafiozii care vine și te ia așa, te mai bate, e multă
Delincuența, se zice în italiană. Explică-mi o întâmplare. Ție zi s-a întâmplat vreodată să vină mafioții la tine și să te bată, să-ți facă vreo delincvență? Noroc, nu. La mafia non è quello che sembra. Vengono per aiutarti. Cu o țambră o să te bat eu pe tine. Băiatule, dacă mai continui cu vorbitul pe limba mâncătorilor de paste. Hai bine. Vorbesc. Cum să meargă dialogul ăsta înainte? Italiană, gata. Cum dracu să fie ăsta un dialog? Basta. Mai povestește-ne întâmplări de la Gura Sobei, din Napoli. Perfect. Napoli, în jegul ăla de oraș. Napoli e una città molto bella. Nu veni aici, în patria lui Nicolae Iorga, să ne spui nouă ce bine e în Napoli, în orașul ăla infectat de mafie. Nu ți-ar fi rușine obrazului să-i minți pe săracii români? Vrei adevărul? Napoli e așa pentru că e plin de români. Ai văzut vreodată vulcanul Vezuviu erupând? Nu, nu sunt așa bătrâni. S-ar putea să prinzi asta, dar aici în România. Că pentru tine să știi că s-ar putea să fiu eu vulcanul Vezuviu. Ieși afară din partidul lui Vadim Tudor! Marși afară! Ce-i asta aici? Ce-i construcția asta? Ce faceți voi aici, băi, copii? Cine v-a pus, bă, să faceți, să ridicați zidurile astea negre? Negre ziduri mai ridicați! Fii atent, eu fac un partid. Vreau să te duci sus acolo la Mariana, e o fată. Aș vrea să faci adeziune la partid. Ești de acord? Faci parte dintr-un partid? Faci? Nu fac, vreau să fac. Ești în serviciile secrete sau ce? Nu, dar numele de familie Antonescu îmi dă dreptul să intru în România. Sigur că da, nu o să fie România Mare, stai liniștit. E România Mică? O să fie plumb. Partidul Atent Unit sub Marea Bezdă. Păi de-aia e asta negre. Păi asta zic, se potrivește. Vadim Tudor, sunt aici să vă distrug. Scumpii mei, nici de data aceasta serviciile secrete n-au reușit să-mi pună bețe în roate. Eu vă mulțumesc mult de tot și ne revedem săptămâna viitoare la o nouă luptă. Gata, Mariane, stingi. Păi, frate, dar nu e nimeni care să vină să mă întrebe dacă vreau, dracu, un pahar de apă. Nu interesează, domnule, pe absolut nimeni. Uite-te și tu, merg. Și zici că sunt un câine. Nu are nimeni absolut nicio reacție. E ca și cum n-aș exista. E ca și cum aș fi o fantomă dracului.